În urma ploilor torențiale din noaptea de joi spre vineri, puhoaiele au măturat pietrișul de pe mai multe străzi din comuna Dâmbovițeană Răzvat. Cea mai afectată a fost strada Guraleului. O parte dintre localnici s-au trezit dis de dimineață și au văzut cum drumul este distrus de puhoaie. Nici bine nu s-a crăpat de ziua că deja viceprimarul Emanuel Spătaru s-a deplasat în zona afectată cu utilajele și au început lucrările de refacere. Până la orele prânzului, drumul a fost refăcut, ca și cum în zonă nimic nu s-ar fi întâmplat. Trecând peste pagubele provocate de furia naturii care au fost imediat remediate, unii localnici de pe strada Guraleului ne-au făcut dezvăluiri incendiare și anume că această stradă ar fi fost cuprinsă într-un amplu proiect de asfaltare a mai multor străzi, pe vremea când localitatea Răzvat era condusă de Petre Coman cu nume de cod Marian. Însă se pare că domnul Marian a modificat proiectul și strada Guraleului a fost omisă, iar astfel asfaltul a fost turnat pe o altă stradă unde spun cetățenii că locuiesc foarte mulți prieteni ai domnului Marian. Se pare că pe vremea administrației Coman interesele erau mai presus de toate. Cetățenii și societățile comerciale cu renume ce au ales să-și desfășoare activitatea pe raza comunei Răzvat fiind total ignorate. Dimineața la ora 5, 5 și un sfert au început să vină aluviunile de peste deal. Practic drumul era rupt. Nu mai aveam cum să duc copilul la școală la ora 7. Din fericire ne-am trezit cu utilajele la ora 6 care au refăcut drumul. Nu aceasta este marea problemă a acestei străzi. Vedeți, dumneavoastră, a existat o lucrare pe ordonanța 577 din 1997 care prevedea această stradă să fie asfaltată. A existat din nefericire pentru mine nici nu mă interesează să am asfalt la poartă. Dar veți merge mai jos și veți observa că veți întâlni cea mai bine cotată clinică stomatologică din Europa de Est. Întâlnim cu un caz unic în România, un astfel de investitor să fie tratat cu asemenea nerușinare de fostul primar al localității Coman, care printr-o manevră inginerească a făcut să asfaltul să nu mai treacă pe proiectul propriu-zis, să treacă prin fața porților prietenilor, ca să spun așa. Este regretabil că astfel de investitori sunt tratați în acest mod. Nu vine să cred că acest om mai are curajul să participe la primăria Răzvadului. A fost un proiect supraevaluat. Din banii cu care s-a executat acea asfaltare se putea rezolva fără probleme și asfaltarea pe această stradă. S-a preferat să lucreze pe niște prețuri foarte mari și am spus, asfaltul trece pe la poarta prietenilor de partid. Acum am văzut băiatul acesta tânăr care este viceprimar. Păi el l-am văzut și asta iarnă. Cred că în ultimii 10 ani de când stau aici este singurul care l-am văzut și la dezăpezire, și la asfaltări, și la împietruiri, și la tot. Sper ca pe viitor să aibă în vedere și asfaltarea acestei străzi sau reprofilarea măcar acestei străzi pentru a trăi în condiții normale. Viceprimarul Emanuel Spătaru a spus că pentru acest moment situația a fost remediată, însă în viitor are în vedere asfaltarea acestei străzi și altora. Mai mult, viceprimarul Emanuel Spătaru a subliniat faptul că dacă în perioada 2007-2012 la Răzvat administrația de atunci ar fi acordat atenție nevoilor din comunitate, toate străzile acum ar fi fost asfaltate. Azi noapte, din păcate, a fost o ploaie torențială și majoritatea străzilor pietruite pe care noi le-am avut au avut de suferit. Eu știind problema pe care o avem pe aceste străzi, încă de dimineață m-am trezit și am fost să verific comuna, am văzut, era cred că în jurul orei 6, nu mai rețin exact, erau într-adevăr străzile date peste cap. A trebuit să merg de urgență, să iau utilajele și să încep să îndrept drumurile, pentru că știți cu toții că la ora 8 toată lumea începe serviciu, cu toții merg la școală. N-am reușit să le cuprind pe toate, pentru că mi era aproape imposibil să rezolv toate problemele, dar mare parte din ele am reușit să le rezolv până în prezent. Nu mai avem străzi stricate sau deranjate de ploaie. Tot ce pot să vă spun e că sunt lucruri care, din păcate, nu trebuia să se întâmple. Dacă noi aici am fi avut asfalt și lucrurile ar fi fost făcute așa cum trebuie. Oricum, este o problemă pe care
eu vreau și sper să o rezolv în viitorul apropiat. Mai ales că aici, nu știu dacă dumneavoastră ați aflat, avem și două obiective destul de importante. Pe lângă toți cetățenii care locuiesc aici, avem o clinică dentară destul de bună sau poate printre cele mai bune, aș putea spune eu, pe care le avem, dar și o tipografie. Deci sunt firme care trebuiau să lucreze și nu puteam să le blochez activitatea economică. Cât despre cetățenii de aici, eu nu am așteptat să mă solicite și am venit înainte să întâmpin problema pe care eu aveau. Sunt lucruri pe care le voi pune la punct și sper ca după 5 iunie să reușim să rezolvăm și această problemă. Eu pot să vă spun următorul lucru, că am avut o perioadă 2007-2012, perioada în care toate străzile trebuiau asfaltate pe bani europeni și cum de altfel majoritatea comunelor cu primari destoinici au făcut treaba asta. Din păcate la noi vechea administrație nu a făcut treaba asta, într-adevăr a fost un proiect care trebuia să cuprindă și această stradă. Nu cunosc foarte multe detalii, dar tot ce știu e că a fost dată la o parte și din păcate nu a mai fost asfaltată. Deci e un lucru pe care eu personal sper și cred că îl voi putea rezolva. Cetățenii comunei Răzvad ar trebui să fie cei care să sancționeze ilegalitățile administrației Coman, care vrea din nou să pună mâna pe comuna Răzvad.